Deși pare paradoxal, în ciuda numeroaselor crize cu care se confruntă România, inclusiv sau mai ales cea politică, economia autohtonă și-a văzut demersul ei. Așa este văzută situația României din Parlamentul European, fiind observat și aspectul că reprezentanții clasei politice s-au decuplat de la realitățile societății. Prezent în emisiunea La Subiect, difuzată pe 1TV Deva, europarlamentarul PPE UDMR, hunedoreanul Iuliu Winkler, a reliefat aceste aspecte, precizând și că, în această perioadă tulbure, România a avut sprijinul Bruxellesului, mai ales în întocmirea celebrului deja Plan Național de Redresare și Reziliență, cunoscut și ca PNRR. Vedem o decuplare a clasei politice de societate, acest lucru înseamnă că în Parlament, în dezbaterea politică, s-a folosit acest ton extrem de inflamant, extrem de dur, iar acum, pur și simplu, eu cred că colegii noștri nu prea mai știu pe unde să mai scoată căciula, pe unde să mai iasă din această poveste. E bine un lucru și anume că în paralel cu toate aceste tulburări din politică, viața economică merge înainte, viața economică însă nu poate să meargă înainte fără politic, pentru că știți foarte bine cât de importantă este încrederea în economie. România a beneficiat în acest an 2021 de încredere la Bruxelles și optimism. Guvernul de centru-dreapta a fost sprijinit, s-a văzut clar în negocierile pentru conținutul PNRR. Eurodeputatul Hunedoreanu a recunoscut că PNRR-ul în România a fost și criticat, lucru de altfel de așteptat. Iuliu Winkler fiind totuși mulțumit de modul în care s-a rezolvat această chestiune. Sigur, am primit critici, am primit observații. Bineînțeles că am primit, pentru că am fost într-o situație mai deosebită. Am negociat, am continuat, lucrurile s-au încheiat, sigur nu se aștepta nimeni ca România să fie prima țară care depune și negociază PNRR, cred că nici opoziția și PSD-ul care a fost foarte vocal, era vocal pentru că asta este o decizie politică, să critici puterea și rolul tău de opoziție. Corect. Dar, de fapt, lucrurile au fost mulțumitoare. Iuliu Winkler a mai declarat că avansul din PNRR ar trebui să ajungă în România până spre mijlocul acestei luni, spunând totodată că este necesar să înceapă și proiectele care pot beneficia de această finanțare europeană. Noi am încheiat negocierea, am primit aprobarea, acum s-a făcut zilele trecute decizia finală, adică decizia în ECOFIN, în Consiliul Ministrilor de Finanțe, se semnează sau s-a semnat sau se va semna zilele următoare acordul de finanțare și poate să intre avansul în, probabil până în 15 noiembrie a trebuit să intre acest avans, trebuie stabilită suma și trebuie începute proiectele. România poate primi în jur de 3 miliarde de euro ca avans de prefinanțare pentru întocmirea de proiecte în cadrul PNRR. Pentru a primi finanțarea completă, aceste proiecte trebuie depuse până la sfârșitul anului 2023 și au termen de finalizare la 31 decembrie 2026.